foarte mari, mari așteptări, pentru că prea multe șanse am ratat pentru Republica Moldova, prea multe oportunități frumoase pe care ne le-a oferit soarta. Iată de ce eu zic că astăzi este o zi foarte, foarte importantă pentru toți noi. Îndemn toți oamenii de bună credință din țară și din străinătate, din diaspora, oriunde ne-ar găsi timpul, să ieșim la vot, să votăm, să votăm cu încredere pentru o Moldovă de mâine, o Moldovă educată, o Moldovă dreaptă, o Moldovă sănătoasă, o Moldovă în care vrei să trăiești, nu vrei să pleci și nici nu trebuie să pleci din cauza unor politicieni mici, cu rânzele mari. O Moldovă în care familiile să se regăsească, copiii să fie fericiți, să nu aibă gândul plecării peste hotare, așa cum au plecat bunicii sau părinții lor. Pentru o Moldovă în care cuvântul e cuvânt, în care cinste e cinste, onestitatea e onestitate, iar dacă îți dai cuvântul, cuvântul ți-l ții. Pentru o asemenea Moldovă am votat eu și sunt sigur că oamenii vor alege astăzi exact ceea ce de ce au nevoie. Nu de ceea ce le spun la televizor sau ce le spun pe rețele de socializare, dar de ce are nevoie fiecare cetățean și țara noastră întregime. Anterior ați spus că s-ar pregăti fraudarea alegerilor astăzi. Cel puțin veți avea încredere în rezultatul de astăzi? Eu nu fac doar constatări, eu nu spun, doar eu acționez împreună cu colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr. Am mers, ne-am dezlocat fiecare dintre noi în raioanele unde sunt amplasate secțiile de votare cu mai mare risc de fraudare. Eu mă întorc de la Varnița, chiar acum m-am întors de la Varnița, am monitorizat ce se întâmplă acolo, m-am asigurat că procesele sunt legate de către autoritățile statului, de poliție, dar și de oamenii locului, oamenii veniți acolo să protejeze votul cetățenilor, să-l apere înainte de vot și în momentul lui, să nu mai avem nevoie după aceasta să ne-l recuperăm. Am avut prea multe experiențe de acest gen, de asta e bine să acționăm în prevenire. De asta am fost în Varnița, de asta colegii mei în momentul de față se află în alte raioane și la alte secții. Am fost la 4 secții de votare din Varnița, unde au existat și mult puține niște altercații. A fost cineva care a hotărât să dea cu gaz lacrimogen, probabil face parte dintr-un scenariu, face parte dintr-o provocare. Iată de ce eu fac apel către toți cetățenii Republicii Moldova să fim vigilenți, să fim atenți, și să nu ni se întâmple cumva că ni se arată aici, dar ni se fură din partea cealaltă, știți? De asta, cu multă atenție, cu multă vigilență, vom trece și peste acest scrutin, care nu este un obișnuit, care este destul de delicat, să spun așa, greu de realizat. Uitați-vă, toată lumea este echipată. Nu-i deloc ușor, dar eu sunt sigur că vom trece și peste această provocare. Dumneavoastră, pentru ce ați votat? Am votat pentru un președinte curajos, Diam, de care sunt foarte, foarte mândră. Eu sper că lucrurile totuși se vor schimba în țara asta. Am votat pentru un președinte și o echipă frumoasă, valoroasă, care are un plan bine structurat pentru următorii ani. Și eu cred că, Doamne ajută, am votat bărbatul în care am cea mai mare încredere și care m-a învățat să lupt și să trăiesc mândră așa cum suntem noi, este familia noastră. Doamne ajută! Ce vreți face astăzi mândră de așteptat rezultatul? Iarăși, nu să așteptăm. Schimbarea nu se așteaptă acasă, fraților. Schimbarea nu se așteaptă acasă. Schimbarea se face cu fiecare vot, cu fiecare acțiune, faptă pe care o facem. Și eu vă invit pe toți să ieșim la vot. Eu voi merge acolo unde am spus că voi fi împreună cu colegii mei, în zonele cele mai de risc, pentru că așa stă bine unui comandant suprem al forțelor armate, nu-i așa? Voi merge acolo. Voi merge și în Transnistria, iată, am fost în Varnița, acum o să merg și la Ceaușeni să văd cum stau lucrurile. La Ștefan Vod avem amplasate în secții. La Rezina se află colegul meu, Kirill Moțpan, așa că vom fi atenți. Vom fi atenți ca votul liber exprimat al cetățenilor să nu fie furat. Iar vă urez o zi cât se poate de frumoasă,
să avem parte de o schimbare adevărată, o schimbare în bine a lucrurilor în țara noastră. Să nu mai ratăm această uriașă ocazie.